Capitolul 8. Sunt șantajat! Alexandra se prăbuși în fotoliu, își prinse obrajii în podul palmelor, masându-și tâmplele cu vârful degetelor. Ce coșmar! Doamne Dumnezeule, ce coșmar! Privirea îi alunecă spre pat, așternutul era răvășit. Cineva a răscolit odaia. Ridică pătura, apoi salteaua, descoperind un plic. Numele destinatarului, Vladimir Dumitrașcu, era bătut la mașină. Descifră crispată conținutul biletului scris cu creionul. Felicitări! Ești o trăgătoare excelentă, Alexandra! Apropo, unde ai ascuns revolverul? Bine, mami, și acum ce ai de gând? Nu știu. Stăteau în bucătărie. Eleonora Olaru curăța zarzavatul pentru supă, ștergându-și din când în când lacrimile răsărite în colțul ochilor. Luigi Stratian fuma rezema de pe vazul ferestrei. Nu știu, încă nu m-am gândit. Ar trebui să o faci. Bătrână întoarse capul. Ce vrei să spui? Macioala nu o să lasă să-i scape osul. O cunosc, japiță mare. Macioala? N-am auzit în viața mea de numele ăsta. Luigi Stratian își strâmbă buzele groase. Hmm, face pe naiva. Coca, mami, logodnica lui Virgil. Înregistră surpriza Eleonorei, apoi continuă. Să nu-mi zici că n-ai auzit de istoria asta. Ce tot spui? Ei, bravo, o știu în București întreg. 18 ani, fâșneață curățică, în doi timp și trei mișcări i-a sucit mințile răposatului. Luigi! Dumnezeu să-l ierte, sunt consternat, draga mea. Nici de apartamentul din București n-ai aflat? Ce să aflu? Că i a făcut cadou. Mă rog, vânzare de ghizată, nu trebuia să-l învăț eu cum să se te dribleze, dar tot cadou se numește. Bătrâna îl privi fără expresie. Mi-ar place, gândi Stratian, să știu ce i în capul ei acum. La urma urmei, dacă stai să te gândești, avea tot dreptul să o facă. Agonisa la lui, munca lui, de -o viață. Și tu? L-ai slujit ca o roabă zeci de ani. Dacă a mărita și casa asta, unde ai să ajungi la azil? Eleonora îi privi, îl privi țintă ochi. De ce mă necășești, Luigi?" Iartă-mă, n-am vrut. Pur și simplu mă întrebam cum poate să fie cineva atât de naiv, încât să nu-și ia măsuri elementare de precauție. Ai un copil. Bătrâna tresări. De unde știi? Ce importanță are, știu. Maiorul Cristea apăr un pragul ușii, în mână ținea o pastilă albă. Aș vrea un pahar cu apă. Luigi Stratian se interesă pe un ton de fi zis că sănătatea maiorului e singura chestiune care îl preocupă zi și noapte. Nu vă simțiți bine? Ceva mai bine acum. Fiecare întâlnire cu dumneavoastră constituie pentru mine un tonic. Am observat, îmi căutați mereu societatea. Pot spera că prezența mea e la fel de reconfortantă și pentru subalternul dumneavoastră locotenentul? Nu de alta, dar îl simt mereu pe urmele mele. Eleonora Onaru scoase din debara o cutie de conserve. Stratian privi peste umăr. ce i aia? Carne de porc. Nemțească? Hm, nu prea am încredere. În trei șapte am fost cu un spectacol de musical la Frankfurt. Fetele noastre descoperiseră într-un magazin alimentar niște conserve de milioane. Gustoase și ieftine. Câțiva feni cutia. Trei luni numai de n au mâncat până au deprins macioalele ceva nemțește. Ei bine, știți ce scria pe ele? Fiurdicațe pentru pisici, explică. Și o are Maiorul își simți stomacul în gât. Întâmplarea asta, relu Stratian, o povestesc totdeauna când sunt invitat undeva la masă și bag de seamă că bucatele sunt puține. Se întoarce spre ușă. Hai, Edison, fiul îndrăznește! Nu te-a învățat acela că-i să tragi cu urechea? Mircea Gheorghiu nu-i dădu atenție. Vreau să vă spun ceva, domnule Maior. Ieșiră savantul șopte dintr-o răsuflare. Sunt doi ani de când avocatul Olaru mă șantajează. Maiorul indică, surâzând amabil, fotoliul din fața căminului. Savantul se uită la jilț nedumerit, se agită câteva clipe inutil, ca și cum ar fi pierdut ceva, își pipăi trupul și, în sfârșit, se așeză. Cristea își închipui care probabil de-a face cu un individ incapabil să ia un lucru în mână, fără să-i fi dat cinci minute târcoale în prealabil, formulând ipoteze. Declară repede, clar, ca pe o lecție învățată. Mă numesc Mircea Gheorghiu, 32 de ani, căsătorit, în prezent cercetător la... Maiorul zâmbi stânjenit. N-am de gând să vă iau un interogatoriu. Omul îl privi derutat cu gura între deschisă. Credeam că... În sfârșit, așa se obișnuiește. Așa se obișnuiește cei drept în poveștile cu polițiști. Da? Sunt un tip ocupat. Savantul părea să se scuze. Am citit ceva de mult în liceu Contele de Monte Cristo, parcă mi-a plăcut foarte mult. Și mie. Aiorul îl privea cald în luminile ochilor. Avocatul Olaru mi se pare că era mare amator. Da, el și Henry. Henry Dima, un om foarte cum se cade, păstrează toate colecțiile care au apărut înainte de război. Își lăsă ochii în jos și spuse după o pauză. Aștept să mă întrebați, domnule maior. Prefer să vorbiți dumneavoastră. Gheorghiu își frământa degetele, aruncând priviri rătăcite în lungul pereților. Evident, sigur, dacă așa stau lucrurile, am să vă ajut. Vorbiți-mi despre relațiile dumneavoastră cu victima contextul în care l-ați cunoscut și cum au evoluat aceste legături. M-a apărat într-un proces de moștenire. Asta s-a întâmplat prin 42. Exact, în 1942. Știți cum e în materie de succesiune? Durează cu ani. Așa ne-am împrietenit. Mi-au plăcut și oamenii pe care i-am întâlnit la el. Inginerul, Alexandra, ceilalți, agreabil, subțiri. I-au plăcut și celei, nevastă mea. Pentru Henry Dima cel puțin are o adevărată slăbiciune. Maiorul își sprijini piciorul de grătarul căminului. Întrebă indiferent. Credeți că și pe el îl șantaja olarul? Savantul înghiți în sec. Pe Dima? Ce vă surprinde? Pe el ca și pe ceilalți. Pe ceilalți? Gheorghiu părea sincer uimit. Eu am crezut că doar pe mine. Crista își ridică ochii de concertat. Savantul continuă. Nu văd cu ce i-ar fi șantajat. Monica, Heri, Alexandra, Mihailă și Stratian sunt oameni adorabili cu existențe neîntinate. Cu alte cuvinte, dumneavoastră sunteți singurul care nu vă încadrați în aceste limite. Eu? Majorul râse. Glumesc. În sfârșit, cine credeți că l-a ucis pe avocatul Olaru? Savantul ridică din numeri. Nu știu, domnule major. Pe mine astfel de drame mă depășesc. Dați-mi un atom și vă fac, desigur, la modul teoretic, ce vreți din el, planetă, dulceață, da? Se opri brusc privind țintă. Înțeleg, dacă numai pe mine mă șantaja, înseamnă că doar eu aveam motive și interesul să-l omor. Cu condiția să o puteți face, la urma urmei, nu toți oamenii sunt în stare să ucidă. Apropo, care a fost mobilul șantajului? Savantul scoase din buzunar o batistă mototolită, și ușterse șterse fruntea sudată. Arătă spre cămin. Încălzește rău drăcia asta. Da, n-am să înțeleg niciodată și parcă nici acum nu-mi vine să cred. Vladimir Dumitrașcu. Numele ăsta mă urmărește de doi ani ca o umbră. Mi-aduc aminte de tipul ăla care și-a pierdut-o, parcă șlem -șmile. Un neamț ceva, cred, mă, în fine. Suferea grozav. Eu m-aș fi dat o jumătate din viață să o rătăcesc. Ce vă spuneam? Despre surpriza pe care ați încercat-o, aflând că Olaru și Vladimir Dumitrașcu sunt una și aceeași persoană. Exact! Meschinăria mi se pare fenomenală. Să sacrifici o prietenie, să distrugi o viață pentru 20 de mii pe lună. Și barem de ar fi lipsit banii ăștia. Nevastă mea calcula. Ea e o fire cumpătată, nu, nu zgârcită, economă. În sfârșit, socotea că fiecare reuniune de sâmbătă seara, prelungită uneori și duminica, costa familia o la rupe puțin câteva mii de lei. Mai cafeaua și, mă rog, nu mă pricep la chestiile astea, oricum, alimente la liber. Soția dumneavoastră știe că sunteți șantajat. eu se sperie. Nu, păi tocmai în asta a constat capcana. Ea nu știe nimic, nu trebuie să știe nimic. Dacă v-ați putea imagina la câte exchibiții a trebuit să recur pentru a scoate douăzeci de mii lunar fără să observe. Meditație, economii crâncene, ne urcam în tramvai la clasa a doua și, culmea, domnule maior, uneori împrumutam chiar de la olarul ca să fac față. Mai înțelegeți ceva? Își bulbucase ochii căutând un răspuns pe figura lui Cristea. E într-adevăr ciudat. Nu? În sfârșit, a, altceva începusem să vă spun. În ce consta șantajul? Aveți dreptate, sunt un zăpăcit. Maiorul îi întinse pachetul de țigări, dar Gheorghiu refuză. Mulțumesc, nu fumez. Oftă adânc. Eram student în anul doi de facultate. N-aș vrea să-mi o luați un nume de rău. Sunt în general un om modest, pe cât posibil evit să vorbesc despre mine. Numele dumneavoastră, îl întrerupse Crista, ai ieșit de mult din anonimat. Vă face scrupule inutile. Așadar, încă de pe atunci mă bucuram de oarecare vogă, Profesorul Mihnea Rădulescu, ați auzit de el în închipui, mă remarcase la niște seminarii și miza foarte mult pe mine. A fost suficient să mi se publice câteva comunicări în revistele de specialitate pentru ca să devin o mică vedetă. Știți cum se întâmplă în facultate. Colegii sunt entuziaști, în general tinerii simt nevoia unui idol și, desigur, exagerează. Invidia și, cei mai triste, ignoranța intervin când încep să profesezi. Vă spun sincer, mi cam luasem în cap. Rămase un timp pe gânduri. Maiorul așteptă, trăgând rar din țigară. S-a întâmplat de Revelion. Revelionul 1943. Îl sărbătoram la facultate între colegi, mai mult simbolic. Eram în plin război. Mi-aduc aminte de ea. O femeie de vreo 35 de ani. Mai târziu am aflat că împlinise 40. Destul de înaltă, subțire. Avea o gură mare, senzuală, credeam eu pe atunci. Era foarte vulgară, cu o voce bărbătească și expresii groase, birjărești. Da, în mod straniu, tocmai trivialitatea ei mi se părea excitantă. Mă amețea ca un vin acidulat, o șampanie de proastă calitate, dar care ți incendiază făptura. Cu ce se ocupa? Era bufetieră la facultate. Mă urmărea de mult cu priviri lungi. Mi-a acordat mici favoruri, credit până la bursă, cafele speciale cu un strop de rom, berea cea mai rece dar până în noaptea aceea de revelion nu se întâmplase nimic. Băuse mult. Eram și puțin sâcâi de fițele unei colege de care mi imaginam pe atunci că aș fi îndrăgostit. Spre dimineață bufetiera s-a aprepiat de mine. Ședeam singur la masă. Mi-a spus că mă așteaptă după ce se termină bâlciu în spatele facultății. Atât. Nu știu ce a fost în capul meu. Cred că eram flatat și de ideea că o femeie matură se uită la mine. Un puș de 19 ani. Am plecat împreună. Fața ei se strâmbă. Camera aceea cu perne multe și fotografii înfipte în rama oglinzii. Cât a durat legătura? Întrebă încet Cristea. N-a durat, sau, dacă vreți, durează și astăzi. Adică? A fost prima și ultima dată când. Vă jur, domnule maior, cred. După câteva luni mi-a comunicat că va avea un copil. Mi-aduc aminte, ne plimbam pe cheiul dâmboviței, începuse să plângă și mă simțeam îngrozitor. Spunea că totdeauna aș dori să un copil, că tocmai această presupusă incapacitate o determinase să-și bată joc de ea și de viață, că nimeni și nimic pe lume nu vor putea obliga să scape de el, că în sfârșit existența ei a căpătat un cel. Mângâie brațul fotoliului. Bref, la 20 de ani plăteam cum puteam pensie de întreținere. Copilul e într-adevăr al dumneavoastră? Da, nu încape pe nicio îndoială. Ba, mi-au fost celelalte. Sterilitatea, dorința pătimașă de a mângâia un prunc, etc., etc. Am aflat ulterior că mai are o fetiță. Pur și simplu vrea să se mărite. N-am înțeles de ce tocmai cu mine. O nebună, vă dați seama. Între noi sunt 21 de ani diferență. Când am cunoscut-o pe nevastă mea? Când? Acum cinci ani. Am înțeles din prima clipă că nu mă va accepta niciodată cunoscând cealaltă poveste. Dragoste se iartă, observă majorul, mai ales când greșelile sunt anterioare. o clătină din cap cu tristețe. Oricare altă femeie, în afară de cela, e pură ca o madonă. Poate fără umor, însă incapabilă de minciună. Intransigentă, da, tovarăși sigur de drum, fără fantezie, însă în stare de sacrificii botimașe. Nu, domnule major. N-ar fi acceptat compromisul. În primul rând, cela nu concepe aventura. Pentru ea, viața sexuală reprezintă actul suprem al existenței, puntea care leagă definitiv doi oameni. Respinge în cadrul acestei noțiuni ideea de necesitate. Am discutat suficient lucrurile astea înainte de căsătorie pentru a-mi permite cea mai vagă iluzie. Oricum, aprecie Cristea, ați dat dovadă de multă îndrăzneală. Nu v-ați gândit că la datele unui astfel de caracter Minciuna în care v-ați aventurat este și mai riscantă? Savantul respira adânc. Nu mai aveam ce pierde. Repet, adevărul crud nu mi-o ofera nicio șansă. Iar pe femeia aceasta am iubit-o și din prima clipă. Pe cealaltă nu aveam de ce să mă mai tem. Renunțase la ideea căsătoriei și acum nu mai pretindea decât pensia copilului. Șantajul a intervenit puțin timp după căsătorie. 20 de mii lunar sau ce la va fi informată despre existența băiatului? Inițial am bănuit că autoarea scrisorilor e bufetiera, apoi n-am mai știut ce să cred. Își lăsă ochii în jos, trăgând de poala hainei. Știu că vă cer prea mult, dar atâta timp cât nu stingerește interesele anchetei, aș putea nădăjdui că nevastă-mea nu va afla. Îndată ce ajunse sus, Mircea Gheorghiu închise ușa cu grijă, apoi traversă o daia călcând pe vârfuri. În colț, montată la exterior, țevile de calorifer străbătau planșeul printr-o deschizătură urâtă, astupată provizoriu cu cârpe. Se lăsă într-un genunchi, lipindu-și urechea de spărtură. Auzi distinct glasul maiorului, discuta cu drăgan. Interesant! Așadar... A avut brusc impresia că nu e singur. Se întoarse. Rezemată de canatul ușii, doctorița Macarie îl privea cu silă neam de slugă. Capitolul 9. Profilul moral al avocatului Virgil Olaru. Locotenentul la cârmiță ținea într-o mână receptorul, iar cu cealaltă nota indicațiile maiorului Cristea. Am înțeles, vă sun peste o oră. Închise telefonul și se ridică surprinzător de ușor pentru cele 110 kg ale sale. Viscolul blocase circulația, așa că trebuie să renunțe la mașină. Locuința avocatului Olaru se afla într-un bloc cu intrare de marmură neagră din apropierea tribunalului. Locotenentul Lăcrămiță cercetă lista locatarilor și urcă. Cărțile de vizită înșirate sub butonul soneriei avertizau că apartamentul este împărțit între Henry Dima, pensionar, un medic, Vasile Dragomirescu, care avusese grijă să-și înșire toate titlurile, și Virgil Olaru, hotărât să discute cu doctorul. Cum apelurile sale rămăseseră fără rezultat, sună de două ori lung semnalul pensionarului. Ușa masivă de stejar rămase neclintită. Deși știa că nu are cine să răspundă, apăsă pe butonul avocatului. Spre surprinderea sa, auzi pași precipitați și o voce de femeie care se interesa. Cine e?" Eu." Care e eu?" Lăcrămiță." Ființa apărută în prag îi tăiase pur și simplu respirația. Mult mai târziu, când avea să povestească întâmplarea, locotenentul Lăcrămiță se dovedi incapabil să-și amintească în ce constase fascinația, pentru că femeia era literalmente fascinantă. Un amestec ciudat de pământesc și celest, imagine ireală, plăsmuire de vis. Stupefacția locotenentului ajunse la maximum când, bâlbâind întrebarea a aici stă domnul avocatolaru. Fata-i răspunse. A stat? Intră, sunt logodnica lui." Deși avea pasiunea interioarelor, Lăcrămiță nu reușit să vadă absolut nimic din locuința victimei. Uită până și vechiul obicei de a-și imagina cum și-ar mobila el o asemenea casă. Logodnica mortului zâmbea, zâmbetucigător cu o putere de seducție neînchipuită. Locotenentul a avut senzația că inima îl părăsește pe furiș, gata să încenucheze lângă papucii verzi de atlas. Apoi vraja se destrămă. Fata scoase din spatele biroului o sticlă de secărică consumată pe jumătate și o duse la gură, bând cu patimă. I-o întinse. Bei? Nu, mulțumesc. Ridică din umeri și și-a prins o țigară. Eu trebuie să beau când mănânci lături, te apucă greața vorbea pleticit cu poticniri de bețiv. La crămiță răscolise ani și lumea pungașilor, lumea delingvenților, unde condimentarea conversației cu expresii triviale reprezintă o obișnuință, dar cei auziră urechile acum depășea orice închipuire. Logodnica, se recomandase simplu Coca, îl anunță că i s-a adus la cunoștință moartea avocatului, apoi trecut direct la raporturile dintre ea și victimă pomenea de cele mai intime acte cu ușurința cu care-i cere un pahar cu apă. Locotenentul clipi nedumerit, mintea refuza să accepte că prin buzele fetei cu chip dumnezeiesc se pot strecura în jurături de o vulgaritate cutremurătoare. De câteva ori privi reflex în spatele ei, convins fiind că vorbește al Încercă să deplaseze discuția. Din câte am înțeles, apartamentul este ocupat de trei familii. Până una alta. Acum eu sunt proprietar. Adică, mi l-a vândut al bătrân, preciză Olaru. – Logodnicul vreți să spuneți. Lăcrămiță înțelese că era vorba de o donație sub forma unei vânzări deghizate cu scopul de a eluda fiscul și, în ultima analiză, de a preîntâmpina eventuale pretenții din partea moștenitorilor legali. Intui că locodnicii nu i-a fost greu să-i sucească mințile avocatului într-atât încât acesta să înceapă să-i transfere propriile bunuri. Așadar, doctorul și pensionarul sunt chiriașii dumneavoastră. Repet, până una alta scap eu de ei. Nu mă îndoiesc. Reuși să-și desprindă ochii de pe chipul fetei inventarind încăperea. Frumoasă casă! Va costa scump? Trei sute de mii. Olaru a cumpărat-o de la Henry Dima, îl de locuiește în hol. Ce că ar fi lucrat în diplomație, da? Cred că-i vrajă. Acu se cârpește și el cum poate. Mai o lecție de franceză, mai o pomană, vin tot felul dar iuriți, puști. Iertați-mă, dumneavoastră, câți ani aveți? 18. Logodnicu, Pe și logodnicul, 62. crămiță-și regăsi umorul. O preche potrivită. Acu dacă am ierlit-o, ce să mai vorbim? Și când te gândești, tocmai să hotărâse să-mi vândă și vila de întâncăbești. Tot cu 300 de mii? Ah, mă rog, ne înțelegeam noi până la urmă. Firește, când dragostea este reciprocă, se înțeleg oamenii. Dumneavoastră țin în seama de durerea nemărginită, evidentă, pe care v-a pricinuit-o moartea logodnicului, bănuiesc că l-ați iubit mult, nu-i așa? Fata și îngustă ploapele. Uite ce baby, lasă-te, mă, tale de chestii din astea. Se vede că nu l-ai cunoscut cu polarul, al minter n-ai umbla cu Iordane. O, bestie, Alta în locul meu făcea pe mironosița, cu o o pățică, așa și pe dincolo. Doi lacrimi, dă-i suferință, că vorba aia despre mor să nu bași strâmbe. Numai că la mine, ce îngușă și în încăpușă. Mi se întormațele mațele pe dos când mă gândesc că m-a ca gigodia Un, nemernic, un baba un din dinos și impotent pe deasupra. Duse din nou sticla la gură, lăcrămiță clătină din cap decepționat. Poate nu mă crezi. Știi, dumneata, ce mi-a propus într-o zi? Să mă mărit!" ca să vezi ce era mintea lui, perversul dracului, că mi-a explicat. În felul ăsta deveneam soția care și înșală bărbatul tânăr cu un amant de 62 de ani. Nu zici că era gata să ne facă și o leafă? o simți subit o senzație acută de vomă. O spui eu, te umflă râsul. Pe de altă parte închipuiește că era și gelos. Umbla după mine pe târg să vază dacă nu mă arunc. Mi-ar fi pus la picioare marea cu sara, numai să nu-l trag în piept. În definitiv, nu vă obliga nimeni să-i suportați capricile! Își drese glasul apoi, continuă. Mă la dumneavoastră și vă dau cuvântul meu că nu -mi vine să crede ochilor. Nu pot pricepe. Cum e posibil să ajungi în asemenea mucirlă? Și pentru ce, pentru ce? Ai de gând să-mi faci morală? Sărise brusc în picioare, văzând că nu poate să-și păstreze, echilibrul se prăbuși din nou în fotoliu, acoperindu-și fața cu mâinile. La urma urmei, ce te interesează pe dumneata? Începu să sughită și la crămiță întinsă un pahar cu apă. Îl bău pe nărăsuflate. Încerc să vă înțeleg, domnișoară. La ce -s folosește? Apucă sticla de secărică și constatând că e goală o izbi de perete. Figura asta de la tata am învățat-o, rânji. Tata, nu l-am văzut niciodată treaz, dacă o fi fost vreodată. Și mama bea, adică bea amândoi, beau și să înjurau de dimineața până seara. Într-o zi tata s-a cărat de și dus a fost. Pe s-a dus și mama. S-a încurcat cu un italian, o jigodie. godie. Au roit-o. Acu face trotuarul la Livorno. Și uite așa, întâi maiuri Luigi. Tot un italian? Aș, de al nostru Luigi Stratian, maestru de bale la revistă. Zicea că mă face vedetă, porcu. Locotenentul își deschise carnetul și recite indicațiile maiorului Crista. Dacă nu mă înșel azi noapte, Stratian se afla la tâncăbești. Așa e. El va anunța moartea avocatului? Da. Continuați. Ce? Ce să continui? Cum l-ați cunoscut pe Olaru? Păi nu, eu l-am cunoscut, mapa pasa Luigi. Rise la bărțat. Era complet beată, un spectacol deprimant. Lăcrămiță se ridică. Vă mulțumesc, domnișoară. Fata mai bâlbâi ceva apoi capul îi căzu pe spătarul fotoliului. A dormise. Locotenentul ieși în hol, închizând în ușa. Capitolul 10. O crimă inutilă. Bătrânul Dima se înfioră. Ucigător! Un vânt ucigător! În urechii răsună zvonul uita de clopoței. Știa că e o minciună, un surâs din ani vechi, o mângâiere pe zulufii care au murit, dar îi plăcea să-i asculte. Nu mai auzea urgia de afară. Păreți murat, domnule Dima, spuse maiorul. S-a întâmplat ceva? Se petrec niște lucruri. Bătrânul își rostogolea privirile, căutându-și nu atât cuvintele, cât doza cuvenită, din oroare pentru manifestări excesive. Era mijlociu de stat, îmbrăcat modest, cu o înfățișare distinsă. Părul rar, Blond cândva, acum incert, era pieptenat peste capul lunguieț cu nas încovoiat, foarte cărnos. Reținau atenția în primul rând, urechile enorme, un deget, chiar două peste lungimea obișnuită, socotii maiorul, groase, perfect lipite de craniu. Capătul de la șnurul aparatului acustic se pierdea în buzunarul vestonului. Nu credeam că la vârsta mea îmi va fi dat să trăiesc asemenea evenimente. Vă gândiți la olaru, Îmi am dau seama oftă Cristea. Evident, m-a afectat profund. Virgil, probabil că ați fost informat, a făcut mult pentru mine. Mai mult chiar decât se obișnuiește între frați. Dar nu despre asta e vorba. Scoase din buzunar un plic alb. Iată ce am primit. Maiorul îl întoarse pe toate părțile. Înăuntru se afla o foaie de hârtie pe care cineva măzgălise chinuit, cu mâna stângă câteva cuvinte. O, laru a murit inutil, nu el este Vladimir Dumitrașcu. PS. Afacerile noastre continuă. Confirmarea. Coboară la ora opt în hol cu o țigară aprinsă. Aerul își încruntă sprâncenele. Extraordinar. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta. Instinctul mă avertizase că ecuația e prea simplă. Mult prea simplă. Lucrurile se petreceau cu totul altfel. O întorsătură neașteptată care îi răsturna complet raționamentele. Așadar, întâmplarea sau un calcul precis, mai degrabă un calcul extrem de precis, făcea ca doi oameni să folosească același pseudonim: Vladimir Dumitrașcu, avocatul care își semnează astfel încercările literare și șantajistul. Printr-o combinație diabolică, amândoi frecventează cercul intim al victimelor, incidental sau datorită unei manevre subtile, de mult preconizată. Olaru este confundat cu șantajistul și, în consecință, asasinat. Cu excepția ucigașului firește, toată lumea respiră ușurată. Și iată că adevărul este restabilit. Nu avocatul e autorul scrisorilor de șantajul continuă. Maiorul Cristea a recitit anonima. Se miza de sigur pe discreția victimelor. Fiecare avea probabil ceva de ascuns, excluzând de la bun început eventualitatea unor mărturisiri spontane. Dar de ce atâta grabă? Mai ales că sub titlu de ipoteză, încă pe riscul ca unul sau altul, și acesta era cazul lui Dima, cedând tensiunii să denunțe manevra. Împături scrisoarea uitându-se absent la bătrân. Se juca cu lanțul ceasornicului încolocind din ele, fără să-și desprindă ochii de pe chipul maiorului. Avea o privire fermă și nimic din aerul acela devenit expresie tic, care își cere scuze umil pentru infirmitate. La ce fel de afaceri se referă scrisoarea? Întrebă Cristea, dimaj răsfrânse buza de jos, deschizând larg brațele. N-am nici cea mai vagă idee, domnule major. Termenii sunt fără dubii. Aluzia la un șantaj e certă. Totuși vă dau cuvântul meu, donoare, că habar n-am ce vrea. În alte împrejurări aș fi paria că e o farsă. Nu e o farsă. Sunteți desigur informat că toți, în sfârșit, aproape toți oaspeții casei sunt șantajați. Toți? Este prima oară când aud povestea asta. Mi se pare fantastic. E o realitate tristă, domnule Dima, și, din câte îmi da să înțeleg, singurul scutit a fost dumneavoastră. Bătrânul zâmbi trist. De la mine, în orice caz, n-ar fi avut ce lua. Totuși nu-mi pot reveni. De ce sunt șantajați? În trecutul fiecăruia se ascunde câte ceva. Când acest ceva e grav, poate fi ușor exploatat. Chestiunea e să te pretezi. La început am crezut, toți au crezut că metră șanteurul e Olaru. Faptul pentru care cineva l-a ucis, Olaru. Mi s-a spus că era un om culant care își permitea unele generozități. Bătrânul roșii ușor. Apreciez delicateța dumneavoastră. Nu înțeleg, Dima oftă. Înțelegeți foarte bine. În fond, n-ar mai trebui să-mi pese de asta și totuși orice aluzie mă crispează. Este adevărat. Virgil mi-a asigurat întreținerea. Sunt musafirul lor constant, știți cum se întâmpla înainte. Îți venea cât un amic sau rudă scăpătată în vizită pentru o lună, două și nu mai pleca niciodată. Dumneavoastră nu dispuneți de niciun venit personal. Bătrânul dădu din mână, cu totul simbolic. Nu mi-ar ajunge nici pentru spălătoreasă. Am câțiva elevi cărora le predau engleza și franceza, din păcate concurența e mare. Suntem prea mulți cei care nu știm altceva decât engleză și franceză. Zâmbi. În scurtă vreme voi da faliment. Ce licență aveți? În drept. Pe vremuri toată lumea făcea dreptul. Trebuia să ai o diplomă. Franceza și engleza le știu de acasă. Așa se obișnuia. Adăugă nesigur. În anumite medii. Ați fost, deci, coleg de braslă cu Olaru. Într-un fel. Personal n-am profesat. Înainte de război lucram în diplomație. Maiorul Cristian întrebă fără să-și ridice ochii. Și după aceea? După aceea n-a mai fost nimic. Am avut neșansa să supraviețuiesc bombardamentelor. E ciudat. Oamenii și-amintesc în general fapte, imagini, chipuri, discuții. Eu mi-aduc aminte de gânduri. De atunci îmi spuneam că nimic nu poate fi mai rău decât moartea. Cred că aveți dreptate, opină maiorul. Din mai aruncă o privire rătăcită venită de undeva din depărtări. Faceți impresia unui om inteligent, cum puteți afirma așa ceva? Cristianu se mișcă, spuse încet. Încă vă doare. Ce să mă doară? Nu știu. Da, presimt că în existența dumneavoastră a intervenit la un moment dat ceva îngrozitor pentru care nu erați pregătit, adăugă ezitând, și pentru care nimeni nu e vinovat. Dima își apropie fotoliul. Vă înșelați, nu mă mai doare. Mă îndrept spre veșnicie, cobor versantul acela fără surprize, care nu urcă niciodată. Cât mai am? Cinci ani, eventual zece, printr-o mărinimie pe care noi implor. Ceea ce nu și dau o steneala să facă ceilalți rezolvă timpul. Temperează, cicatrizează. Sunt la o vârstă când dorințele și bucuriile, anulând orice alt gând, vin cu tremurător de meschine. O dimineață cu soare, un film oferit gratuit la capătul unei conferințe plictisitoare o prăjitură, un medic optimist care să te bată pe spinare. Las că ajungi la o sută de ani. Încep să-ți visezi morții. Te interesează tot mai mult ceremoniile funerare, conjur neamurile și prietenii să fie respectate cu strictețe datinile creștinești. După aceea, repetă ca pe o idee fixă. Nu, no, nu mă mai doare. Cristea trasă gânditor din țigare. Câți ani ați fost închis? Dim al privi de concertat a spus-o Eleonora? No, nu, nu mi-a spus nimeni. Mi-am închipuit. Da, firește. Era simplu. Un an și jumătate. De ce? De ce? Pentru că luam aperitivul la Dragoman și dejunul la Capșa în loc să o fac la Calu Bălan. Pentru că îmi petreceam iernile la Can, n-am furat la drumul mare, n-am trimis pe nimeni la moarte, niciodată n-am ocupat posturi oficiale, ori oculte de la înălțimea cărora să propovăduiesc idei reprobate de noul regim. Atunci, e meu să vă întreb, de ce? Crista tăcu și Dimare l-o ațățat, o ațățare amabilă, discuție între doi oameni care polemizează civilizat, fără tonuri violente. Cadrul părea straniu față de terenul subiectiv în care evolua bătrânul. Îmi amintesc, când vreunul din noi, în lumea mea, făcea vreo șotie, se spunea, o știe tot Bucarest. Acest tut Bucarest erau pentru mine câteva sute, poate cel mult o mie. Restul erau indivizi cu care mă ciocneam pe stradă, număra anonim pe care îl ignoram. Poate că asta nu vi s-a iertat. Șopti abia auzit majorul. M-am gândit, acolo ai timp pentru toate. Dar vă întreb, domnule major, cine din clasa mea ar fi procedat altfel? Cine ar fi abandonat trecutul? Totul, Avere, poziție, avantaje sociale de dragul unei chimere. Există zeci de mii de burghezi, mărunți, avocați, profesori, meseriași, funcționari, care la scara veniturilor lor au gândit la fel, au ignorat, au greșit ca și mine, dar n-au plătit toți eroarea existenței lor. Și încă ceva. Puteți crede la modul cel mai sincer că un individ trezit peste noapte cu averea mea și-ar mai fi adus aminte a doua zi dimineață de poruncile manifestului lui Marx? Nu, domnule major. Primul gest ar fi fost să asigure încuietorile seifului, al doilea se deschidă ziarul pentru a urmări cursul bursei. Cristea a prins o țigară, lăsând o să ardă pe marginea scrumierei, fără să tragă din ea. Se simțea rău. Aceleași dureri răscolitoare, prizoniere în cușca pieptului. Ochii îi simțea fierbinți. Comiteți erori elementare, domnule Dima. Nu am calitatea și nu e nici momentul să le discutăm. Un lucru însă n-ar trebui să vă scape. Generalizați, maximalizând un caz particular și al dumneavoastră și al individului îmbogățit miraculos. Nu acestea completează pagini de istorie. Ca individ pot să vă compatimesc. Dumneavoastră erați a priori condamnat. London are o imagine, o imagine splendidă, deși puțin ca pre prețioasă. Pe scara vieții se aud pașii saboților de lemn care urcă și ai pantofilor de lac care coboară. Cam așa ceva. Sunteți un om fin, instruit. Știți foarte bine că în istorie marile zguduirea îngrenează victime. S-a exagerat sau comis unele erori inerente. Ele fac parte componentă din marele eveniment, căci așa cum nu există în natură substanță pură, în societate nu există fenomen absolut omogen. Ceea ce contează, ceea ce dă sens, sunt coordonatele mari și rezultanta. Cine mai reproșează astăzi lui Robespierre că i-a trimis la ghilotină pe Ludovic și Maria Antoneta? Dacă nu mă înșel, Iacobinul a beneficiat de aceeași soartă, zâmbi liniștit bătrânul. Asta numai pentru că s-a născut prea devreme și în sensul celor ce vă spuneam, o jertfă fatală începutului de drum. Dar toate acestea reprezintă adevăruri simple care nu constituie pentru dumneavoastră nicio noutate. Dima a clătină, trist din cap. Mi-ați demonstrat un lucru pe care îl știam mai de mult. Destinul microorganismului strivit sub roțile istoriei. Nu chiar atât de dur, surese chinuit Cristea, ducându-și mâna la piept. În ce a constat atunci neînțelegerea? N-a fost nicio neînțelegere. Discuția a pornit de la afirmația dumneavoastră despre viață, bunul cel mai de preț, indiferent de context, preferabil morții. Ați dat o explicație științifică destinului meu, dar pe mine aceasta nu mă mulțumește. Trăim o singură dată. Știu, omul rămâne un animal egoist. Credeți că mă poate încălzi faptul că am participat, că am vins la o bătălie uriașă pe care n-am căutat-o, care de fapt începuse înainte de a mă fi dezmeticit? Chiar dacă această bătălie era dictată de inerentul progres al societății? Vorbesc ca ins cu o durată de existență medie în jur de 60 sau 70 de ani. Din acest punct de vedere, pentru mine, era mai bine să nu fi supraviețuit războiului. Celelalte le-am înțeles de mult. Mi se pare straniu azi că toate astea le-am discutat de nenumărate ori cu Virgil. Și? Dima râse. El privea lucrurile mai simplist. Mâna lui Dumnezeu! Mă ironiza făcând aluzia la imaginare fără de legi comise de străbunii mei mari la tifundiari. La drept vorbind, singurul lor păcat a fost indolența. Nu s-au întrebat și nu i-a interesat prin ce mijloace storceau administratorii veniturile. L a cunoscut familia? Da. Tată s-o fusese vechilul la verii noastre. Ulterior, Virgil s-a ocupat de afacerile juridice. Îl plătea manual cu un orariu fixat dinainte, indiferent de numărul proceselor. Râse din nou. N-ar trebui să judecat de meschin. Dar n-a fost în pierdere cu toată culanța de care a dat dovadă după ce... Mă rog, după ce am scăpătat. Mi s-a spus că uneori obișnuia să vă atragă atenția destul de grosolan asupra acestei situații. Da, bătrânul își mușcă buzele. Poate a fost și vina mea, știți cum se întâmplă de obicei. Faci un bine și reclam recunoștință entuziastă clipă de clipă. Și la micul dejun și la desert. Pe de altă parte primim binele și uităm că celălalt vrea tot timpul să se simtă generos, filantrop, unic. Înțeleg, Olaru vă pretindea adulări servile, o conduită constantă din care să reiasă ideea că fără el ați fi pierit într-un șanț. Cam așa ceva. N-aș vrea să mă considerați ingrat. Realmente îi datorez enormului Virgil, din ceea ce câștigă abia acopăr chiria și întreținerea unei... Hai să-i zicem încăperi într-un bloc de pe splaiul unirii. Vă referiți cumva la imobilul unde și avea Olaru biroul? Da. Partea nostimă e că apartamentul mi-a aparținut cândva. I am vândut lui Virgil, care ulterior a avut generozitatea să-mi o jumătate de hol despărțită printr-o draperie de cealaltă jumătate. Cine trece spre bucătărie, de pildă, bagă capul să vadă dacă moșul e acasă, în sfârșit. Vorbeam despre altceva. Fără discuție, Virgil m-a ajutat. Totuși, raportala în împrejurări și mijloace sacrificiului era suficient de modest. Practic, spațiul pe care îl locuiesc nu a fost niciodată de vreun folos. Iar masa mea e simbolică, un pahar de lapte, un corn. Rare ori când mă simt în fonduri o friptură la birt și o prăjitură. Acum ce să mai discutăm, Dumnezeu să-l ierte. Oricum, s-a înfățișat la scaunul la tot puternicului, cu un dosar care îi asigură un loc la dreapta tatălui ceresc. Crista zâmbi, strivind țigara. Să lăsăm asta, spuneți-mi ce s-a întâmplat azi noapte. Am un somn adânc, măcar atâta. Și apoi, surăse silit, din clipa în care îmi scot aparatul, naufragiez într-o părăție unde nu mă mai poate ajunge nimeni. Deci, practic, nu știu și n-am auzit nimic. Totuși, Eleonora ar fi trebuit să mă trezească. Chiar i-am reproșat-o. Probabil n-a vrut să vă deranjeze. Prostii, suntem prieteni de ani de zile. N-aș fi lăsat-o singură. Menajamentele în asemenea momente mi se par ridicole. Da, așa a fost ea întotdeauna. Contrariul lui Virgil. Delicată ca pe timpul dantelelor. Și apoi nu gândul că noptesc un criminal în casă alături de un cadavru, te înfioară. Maiorul respira adânc atât cât îi îngăduia durerea cocoloșită în capul pieptului. Bănuiți pe cineva, domnule Dima. Fiți sigur că opinia dumneavoastră nu vă angajează cu nimic. Bătrânul își mângâie derutat barba. Foarte dificil, dificil și delicat. Știu. Ce importanță are părerea mea? Extremă. Este părerea unui om avertizat, nu vă ascund, detest ipocrizia, că ar putea constitui un punct de plecare. Înțeleg, înțeleg. Vedeți dumneavoastră, viața m-a învățat să nu mizez prea mult pe aparențe. Înșală. Un truism, evident. Am întâlnit bestii cu chipuri angelice, oameni duri, grosolani, cu sufle de copil. Desigur, mai degrabă o văd capabilă de crimă pe Alexandra. Nu în general, insist, ci mai degrabă decât pe Monica mai ales ne poate ucide Mihailă decât Gheorghiu sau Stratian. Luigi e un excroc de duzină care știe unde să se oprească. Crima, în afară de sânge rece, presupune și o doză de patimă. Stratian nu e patima și în sensul pe care îl presupune omorul. Acestea? Pentru că mi-a sugerat să aleg cu tot din adinsul. Dacă m-ați întrebat cine cred că a trimis scrisoarea, l-aș indica pe Stratian. De ce? Doar pe el îl văd în stare de asemenea manevre financiare, murdare, interesat acut într-o astfel de combinație. Însă și aici pot să mă înșel. Ați atins o problemă interesantă, domnule Dima. Apropo de șantaj, susțineți că este prima scrisoare pe care o primiți? Categoric. Și că, bineînțeles, nimeni nu va șantaja vreodată pentru că nu există în viața dumneavoastră nicio istorioară dubioasă care să fi putut genera o astfel de inițiativă. Riguros exact. Aici intervine nonsensul. Ce rost avea să vi se trimită anonimă? Asta mă întreb și eu. Cum v-a fost transmisă? Am găsit-o într-o carte pe noptieră. Făcu ochii mari. Într-o carte pe care i-am împrumutat-o lui Mircea Gheorghiu. Când? Aseară. Căuta un citat. Și când v-a restituit-o? Am luat-o eu. Nu era nodaie Rămase pe gânduri. Știți? ar putea fi o explicație. Asta e explicația, domnule Dima. Scrisoarea era adresată savantului. Șopti, duce cartea și scrisoarea înapoi. Capitolul 11 Aprindeți câte o țigare! Locotenentul Drăgan privine dumerit în jur. Era o odăiță relativ lungă și îngustă, cu o singură ferestruică aproape de tavan. Două banchete orientate lângă pereți aminteau de compartimentele vagoanelor de tren. În fund se aflau trei cuiere pomprăfuite. Aici a fost vestiarul pe vremuri," spuse maiorul Cristea. E o casă mare pentru musafiri mulți. În imobilele cu pretenții au existat totdeauna astfel de oficii." Prin ușa abia întredeschisă se vedea cea mai mare parte din hol. Focul din cămin clipea dulce, înbietor. Opt fără un sfert, constată locotenentul cu un glas în care se simțea nerăbdarea, dar și efortul de a o camufla. Cristea își masa umărul, îl simțea înțepenit, fără sânge. Se uita amuzat la drăgan. Îți spui, mare nădejde de în întâlnire asta? E o capcană. M-aș bucura mult să fie așa. Oftă maiorul, continuând să-și frece umărul. Știi, nu poți scăpa de obsesia unui gând. De ce toți, dar absolut toți, susțin că au auzit o singură împușcătură? când de fapt s-au tras două gloanțe. Probabil că așa au stabilit. Și paznicul de la depozit era împreună cu Eleonora Olar în hol. El ce interesare să mintă? Ce interesau ceilalți? De ce trebuia să audă doar o singură împușcătură? Poate că, într-adevăr, n-au auzit decât una singură. Adică? Poate că a doua împușcătură a fost atenuată de viscol, s-a confunda cu zgomotul oblanelor izbite de ziduri. Exclus! Locotenentul își privi ceasul. 8 fără 10. Maiorul urmărea fascinat flăcările din cămin. Murmură încetișor. Trebuie să coboare. Desigur, autorul șantajului a dat dovadă de prea multă abilitate ca să-mi închipui că va comite tocmai acum o gafă copilărească. Ce vrei să spui? Că va coborî sunt sigur, împreună cu ceilalți, ținând dezinvolt țigara în colțul gurii. De ce? Bine, dar e simplu. Rămânând sus în odaia lui, s-ar descozpira singur. Da, Raționamentul este exact și probabil cel mai aproape de adevăr, în alternativa că toți ceilalți au primit anonime identice. Dar dacă nu au primit toți, cu atât mai bine se restrânge cercul. Dacă în mod intenționat unul sau altul a fost lăsat deoparte tocmai pentru a îndrepta atenția celorlalți asupra lui. Singura e remarcat abilitatea necunoscutului. Problema după mine se pune altfel. De ce s-a grăbit să înștiințeze că au comis o eroare? Poate ca să nu-și uite obligațiile? Putea să mai aștepte să se isprăvească ancheta. Chiar dacă nu riscă nimic, niciunul dintre cei vizați nu va veni să ne informeze că a greșit, ucigându-l pe avocat și că altul este cel care îi stoarce banii. În mod firesc, când te ocupi de șantaj și vezi că cineva a vrut să te lichideze, când datorită confuziei moare un om în preajma căruia te aflai, aștept spună când lucrurile se limpezesc într-un fel sau altul. Dacă îmi permiteți, te rog, Poate că individul este un dezaxat sau mai degrabă un sadic. Își cultivă victimele, le caută societatea urmărindu-le reacțiile. În sensul ăsta avem date concrete. V-ați gândit la bucuria unui asemenea ins de a anunța tocmai în această atmosferă greoaie, plină de suspiciuni și temeri, că moartea lui Olaru a fost inutilă? Întâmplător, ne-a căzut în mâna anonima. Ochii maiorului se îngustară, spuse încet, de parcă i-ar fi fost teamă de propriile lui cuvinte întâmplător sau deliberat. Poftim? Vorbea din aur de capcană. Mă întreb dacă nu cumva mi-a fost nouă întinsă. Mihailă cobora scările. Era impecabil în costumul cenușiu închis, de o eleganță sobră, perfect ras, sigur în mișcări. Privi în jur cu indiferență și se așeză într-unul din fotolii. Între degete ținea neglijent țigara pe care întârzia să o aprindă. Ce nervi minunați!" reflectă maiorul Cristea cu admirație sinceră. Îi vedea doar profilul osos, bine dăltuit, cu un ușor zvâcnet al maxilarului, sub pielea bronzată. Ai o țigară?" s-a glasul lui Mircea Gheorghiu. Apoi îl văzură în picioare lângă fotolul inginerului Mihailă. Savantul privea neliniștit spre scări, pipăindu-și mereu hainele. Parcă nu fumai!" observă ironic Mihailă, întinzându-i pachetul. Nu știu nicio ce-mi veni. Probabil ai conchis că nu e bine să faci notă discordantă. Glasul nu mai avea nicio nuanță. Lui Gistratian apărut în capul scării. Vezi să nu te bate nevastă ta, ei ceru voie? Își trase un scaun, întinzându-și confortabil picioarele pe grătarul căminului, apoi se aplecă spre inginer cerându-i foc. Toți trei fumau. Cristea simți ochii grei, plini de semnificația locotenentului Drăgan și îi făcu semn să stea liniștit. În jurul buzelor subțirii stăruia o umbră de zâmbet. Așa, constată Mihailă. Stratian întrebă în doi peri. Credeai altfel? Părea foarte bine dispus. Cine lipsește la apel? Alexandra și Monica. Declară indiferent. Dacă nu mă înșel, Maciola nu fumează și pe Edisonul văd pentru prima oară că se spurcă. De fapt, e lipsii de importanță, nu crezi? Inginerul îi aruncă o privire ciudată de parcă atunci l-ar fi văzut prima oară. Nu spuse nimic. Savantul se plimba prin încăpere fără să-și ascundă nervozitatea. Stratian arătă spre țigarea înjumătățită. Trebuie să aprind alta? Inginerul își ridică piciorul peste celălalt. Ești foarte spiritual. Eu au mai spus câțiva chestii asta. Adevărul e că mă inspiră și atmosfera. Da, unde ar fi presarii? Își schimbă brusc expresia și comentă încet cu ochii spre scări. Vine murgula traistă! Unica cobora în ținându-se de balustradă. Avea fața răvășită de o albeață înspăimântătoare. Cearcăne mari, negre, îi conturau ochii imenși. Părea o fantomă. Își dădu drumul să cadă pe canapea. Trăgea prost din țigare, nu știa să o țină, iar degetele îi tremurau. Mă doare groaznic capul!" Unde e Alexandra? Privi instinctiv mâinile celor doi. A, chipulise destinse. Destinderea descoperirilor fatale. Puteam să jur că ea, ea este. Își ascunse fața în brațul îndoit, brusc cu tremurată de convulsii. Stratian își răsfrânse buza disprețuitor, dar nu comentă. Dintr-o dată se auzi liniștea. Liniștea aceea care zvâjâie în urechi, care țudă palmele și tâmplele fierbinți, liniștea insuportabilă când strânștare din măsele pentru ca țipătul să rămână sufocat acolo, în fundul pieptului. Liniștea venelor umflate, a inimii în panică. Inima, mașinărie isterică. Se răsuciră brusc. Doctorița Macarie cobora scările, îmbrățișând cu o privire distrată holul. Oamenii urmăreau hipnotizat silueta dreaptă, suplă, în roche verde. N-avea nimic în mână. Merge ca o regină, gândi Mihailă. Alexandra ținea capul ușor, a plecat spre spate, ca și cum cocul negru ar fi atârnat prea greu. Bărbia puternică, ridicată și nările dilatate, îi împrumuta o expresie de hotărâre încăpățânată. Stratian în clipi cu un zâmbet rău. E frumoasă bestia!" Doctorița se așeză lângă arhitectă, părea că ignoră total tensiunea celorlalți. Ce-i liniște asta? Așa, făcu inginerul strângând puternic brațele jilțului. Așa, și respira adânc. se întoarse spre Mircea Gheorghiu. Așează-te, nu-mi plac oamenii care îmi supraveghează spatele. Părea altul cu totul altul, o mască lepădată în fața privirilor uluite. Savantul se opri de concertat cu gura între deschisă. Ce ai cu el?" întrebă doctorița. Se uită instinctiv la pendula care începuse să bată. Era ora opt. Alexandra tresări și scoase din buzunarul rochei un etu de piele fină. Aprinse un camel de la țigara arhitectei. Îi ținu mâna care tremura și observă cu glas de gheață. E cazul să te stăpânești, fetițo, poți să mă crezi." Tăcură. Împinsă de furtună, portița scârțâia strident. Monica și-a stupă urechile. Un fiorător ar trebui să o repare, n cineva. Să încerce Edison, propuse Stratian. Tot a făcut Politehnica. Drăgan atinsă ușor brațul maiorului. Așadar, toți? Cristea continuă să zâmbească. Oamenii se uitau unii la alții. Cinci manechine rigide, cu țigări între degete. Stratian o aruncă primul în foc. Se tolăni în fotoliu și rânji amuzat. Ce mai faceți? Inginerul se ridică. Isprăvește!" Îl, îl apostrofase brutal cu tonul individului obișnuit să poruncească. Stratian îl ignoră. Se interesă bine dispus. Iar plătim cotizația!" Ce cotizație?" Căzut din lună Gheorghiu. Hai că ești tot rău, asta de la fizică ți se trage!" Isprăvește odată!" Palid încordat, inginerul semăna mai mult ca oricând cu un animal. Plutim în aceeași barcă!" Nu cred să fie cineva atât de idiot încât să nu înțeleagă treaba asta. Clarisim, acceptă Stratian. Dacă și Edison a priceput, toți afară de unul. Relu a răspicat inginerul. A arborat același semn distinctiv indicat de scrisoare pentru că altfel ar fi fost linșat. E aici alături de noi și face pe victima. Joc perfid care îl camuflează. Stratian își turnă coniac în pahar. Ce propui?" Ochii inginerului, fără luciu, examinare pe fiecare în parte. Un rictus înțepenit îi dezvelea dinții. Repetă mușcând buzele. Persoana se află aici, printre noi. E Alexandra, izbucni Monica. Am știut întotdeauna, ea e. Doctorița scrâșnii, cretină. Verdele din privire avea o travă. Ea e, ea e. Cârpește-o, spuse inginerul. Ești doctor ce naiba. Iată ceea ce se numește o societate fermecătoare, comentă Stratian cu paharul lipit de buze. Maniere, conversație de gentilon. Mihăilă se răsuci pe călcâie cu pumnii încleștați. Te pognesc! Please! Stratian îl provoca fățiș. Liniștiți-vă, interveni categoric Alexandra. Ați nebunit, ce facem acum, ce facem? Propun o percheziție, declară nesigur Mircea Gheorghiu. Așa e, Edison, taică! Stratian zvârli restul de coniac în cămin și o clipă flăcările crescură lungi, violete. Sunteți idioți toți, fără excepție! Alexandra e! șopti Monica printre suspine. Vă spun, am văzut-o azi noapte! Doctorița se răsuci iute, suplă ca o șopârlă. Când stârpitură, când mai văzut, când încercai ușa biroului? Își înfipse ochii în gâtul alb, plin, Arhitecta își dădu la o parte părul din ochi. Când s-a auzit împușcătura, nu era inodaie. Nu, nu erai, ai intrat abia după aceea. Ce coincidență!" exclamă teatral Stratian. Și amicul Mihail a dulmeca birou cam în același timp. Pariez că a auzit poc de la o distanță foarte mică. Dacă l-ai văzut, înseamnă că erai și tu acolo," observă Alexandra. Logică feminină. Imaginează-ți, Lady, că o asemenea priveliște. Se poate admira și când deschizi ușa. Prietenul nostru, partizanul, sosise primul, dacă poți să înțelegi ce vreau să spun. Inginerul apucă spătarul unui scaun. De ce nu i-ai spus-o maiorului? Ha, monșer, nu mă cunoști, sunt un tip fin. Sau poate că n-ai vrut să ratezi o sumă frumușică. Hm, treizeci de mii de lei pe lună nu-s de colo. Numai treizeci de mii plătești? Înseamnă că nu ascunzi cine știe ce vreo găinărie. Ciudat, emise doctorița cu buzele strânse. E Alexandra! Degeaba!" Capul arhitectei se mișca într-o parte și alta. Căutați degeaba! Ca să nu mai vorbesc de calmul tău superior, olimpian! Te amuz, nu-i așa?" Totdeauna m-a amuzat prostia, darling!" e presimt! Să-l percheziționăm!" Reveni la o idee fixă savantul. N-are decât să o dovedească!" Stratian izbucni. Tu vorbești, impostorule! Tu care de trei ani!" Nu!" țipă Gheorghiu. Se făcu brusc liniște. Rămăseseră cu mâinile în aer, privindu-se înspăimântați. În ochii savantului s-a prins un licăr de ment. Te undești? Se ridicară toți în picioare, hoțește, înconjurându-l pe stratian, fulgerați de adevăr, contaminați parcă. Așa e. Te unde știi? Cu un gest hotărât, Mihai apăsă pe comutator. Se auzi un urlet îngrozitor. Aproape concomitent, lumina aprinsă brusc le scăldă fețele descompuse. Stratian, cu puloverul sfâșiat, respira greu. Maiorul Cristea surâse. Am impresia că v-am deranjat. Alexandra își reveni prima. Nu, nu ne-ai deranjat. Frază banală reflectând un automatism convențional. Ipocrizia care te determină să zâmbești politicos. Maiorul își frecă mâinile vesel. Sunt încântat. Crezusem că în sfârșit am întrerupt o dispută. Da, probabil m-am înșelat. Inginerul Mihail își desclește dinții. Articulă repede. Sigur, v-ați înșelat. Se uită la fiecare în parte, pătrunzător. Oamenii reacționară diferit. Monica Ciuvă își coboră ploapele cu un zvâgne nervos al buzelor, Stratian clipi mărunt, surâzând amuzat, doctorița și-a prinse crispat o țigară, privind absent în gol. Gheorghiu își ascunse mâinile, îi tremurau. Maiorul Cristea a trăit de sentimentul unui acord spontan încheiat peste capul lui. Se întoarse spre Stratian zâmbind. De fapt, era imposibil ca tocmai dumneavoastră să fiți mărul discordiei. De ce? Un om agreabil și șic din toate punctele de vedere nu poate declanșa drame. Da, da, șopti Monica ca un ecou. Nu poate. Stratian își consultă unghiile perfecte, suflecându-și buzele groase declară, ridicând din umeri. În fond nu văd de ce ceva mă ascunde realitatea. Întrebă Mieros, privindu-i pe ceilalți. Aveți ceva împotrivă să-i spunem adevărul domnului Maior? Se amuza copios, pervers. Urmă un moment de panică. Crispați urmăreau hipnotizați gesturile lui Stratian, îi pândeau primul cuvânt. Pendula își monoton tic-tacul, cântărind clipele în ani. Personal n-am nimic împotrivă, vorbise Mihailă. Maiorul tresării nu fusese glasul unui om. Gol, fără nuanțe, de un abstract supranatural. Băiatul ăsta știe ce înseamnă abisul. Simți pentru inginer o undă de admirație. Incontestabil are curaj. Un curaj drăcesc fără pereche. Monica ciuvăți scânci. Care adevăr? Ai uitat, e posibil, draga mea? Stratian îi surâdea așa cum surâs dând explicații suplimentare unui copil. Ai uitat că astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere?" Nu se auziră suspinele de ușurare reprimate stoic. Maiorul Criste înregistră doar un foșne de destindere, poziții mai relaxate, câteva țigări aprinse cu fumuri lungi, avide. Stratian se întoarse spre maior, arborând o mină vag încurcată. Să nu ne luați în nume de rău! Băieții țin mult la mine și nu vroiau ca ziua aceasta să treacă așa oricum!" Desigur, ambianța poate șoca. Abia ieri a decedat amicul nostru comun, Virgil. De aceea am făcut nițel pe misterioși. Maiorul acceptă jocul, dând înțelegător din cap. Ați proceda foarte înțelept. Eleonore Iolaru i-ar fi venit greu să priceapă. Trebuie menajată, emise Stratian pe tonul unei constatări generale. Totdeauna a fost sensibilă. Mă întreb cât va mai rezista. E la capătul puterilor. Turnă coniac în pahare. După cum vedeți, nu ne lipsește nici băutura. Orice s-ar zice, domnule maior, sunt de invidiat. Am prieteni gentili. Cine a fost cu ideea? Tu, Dane?" Mihai îngână ceva nedeslușit. Avea privirea sa sine, ochi ca niște fieră straie, dar știa să zâmbească și zâmbi. Puteam să pariez, relostratian. Ai fost totdeauna tartorul celor mai generoase inițiative. Sesizăm mișcarea celuilalt spre buzunar și o prevenim tinzându pachetul cu țigări. Nu preferi un camel, nici tu Mircea. Nu fumez, zise zăpăcit Gheorghiu. Curios, a, din mi se păruse că a aprins o țigare. Uneori simțim nevoia să ieșim din cotidian, declară Alexandra, aruncându-i o privire tăioasă. Savantul se agăță recunoscător de idee. Așa e, mulțumesc, prea mult, mă amețez repede. Da, relost, Tratian, n a uitat să mă felicite, de a ști, domnule maior, ce oameni minunați sunt!" Alexandra de pildă. Când am de dat un exemplu, la ea mă gândesc. Iartă-mă, Mircea, știu, ce la e inegalabilă, dar Alexandra e perfectă, frumoasă, inteligentă și mult mai curajoasă decât zece bărbați la un loc. Nu curajul în disperare de cauză când în fierbânta dai cu barda, ci lucid, calculat, cu sângere, ce cum se spune. Sau Dan Mihailă. Pare colțos și aspru, dar ce suflet minunat ascunde! cât spirit de sacrificiu, o inimă de leu. Cine a scris Richard inimă de leu? Întrebă fără nicio legătură, Gheorghiu. Luigi Stratian îl cuprinse de umeri. Vladimir Drujnikov, crezi că are vreo importanță? Se adresă maiorului. Savantul nostru, nostru, țineți minte vorba mea, omul ăsta va ajunge departe. Cândva ne vom mândri că am fost acceptați în societatea lui. Gheorghiu Roșii, lasă asta. De ce? Care tânăr se poate mândri cu atâtea performanțe? Păi la un examen cât de dificil, Mircea îi lasă pe toți suți. Mor scop zvârți în cofă. Nici nu vă imaginați. Făcu o pauză plină de semnificații. Nici nu vă imaginați câte știe și ce metodă de lucru are. Orice informație sortată, catalogată, pusă la raft. Cristea și ascunse zâmbetul. Le plătește polița. Te, Monica, ce să mai vorbesc? Dacă aș avea o fată, mi-aș dori să fie ca ea. Poate că am îmbătrânit, dar azi mă simt extrem de emoționat. De la o anumită vârstă, contează enorm să fii înconjurat de prieteni, de căldură. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru sentimentele și solicitudinea voastră. Mircea Gheorgheu ridică paharul. La mulți ani? Ciocniră. Vrei și sifon? Mersi, puțin. Mi se pare că nu stai bine, draga mea. Perfect. Ești drăguț, Luigi. Bricheta, veniți mai aproape, fetelor, s-a răcit. La mulți ani. Jocul era evident gros, fără subtilități. Maiorul Crista examină încă o dată lung și începu să urce scările. Abia atunci părură că îi observă prezența. Stratian se informă. Plecați? Mă gândeam, spuse încet maiorul, că scenariul dumneavoastră ar mai avea nevoie de câteva repetiții. Sunt accente care sună fals, dar nădăjduiesc, domnule Stratian, că veți găsi o rezolvare regizorală corespunzătoare. Între timp, poate improvizați o explicație și la opinia prietenilor care pretindeau că dumneavoastră sunteți șantajistul. Viscolul scrâșnea sfârșietor. Vânt cu dinți de lupi, cu unghii de fier, cu ochi albi, orbi. Monica Ciuvăț se crispă, o durea, o durea vântul.